Inspectoratul de Poliție Județean Argeș vă informează că în perioada 1 august, începând cu orele 23, 3 august, orele 14, drumul național 7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea va fi închis circulației rutiere pe tronsonul de drum cuprins între municipiul Pitești, de la intersecția cu drumul național 7C, și localitatea Morărești. În această perioadă se vor efectua lucrări de reparații la două poduri, afectate de fenomenele meteorologice înregistrate în ultimele zile. Dacă plecați totuși la drum, polițiștii vă recomandă următoarele rute ocolitoare. Pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, drumul național 65 Pitești-Slatina-Găneasa și drumul național 64 Găneasa-Râmnicu-Vâlcea. Pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mică de 7,5 tone, le este recomandat drumul național 7C Pitești-Curtea de Argeș, drumul național 73C, Curtea de Argeș, Piatra Burluș și drumul național 7, Blidari, Râmnicu-Vâlcea. Pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mică de 7,5 tone, ce aparțin localnicilor din zona de drum închisă, le este recomandat drumul național 7C, Pitești-Merișani și drumul județean 704H, Merișani, Maluvânăt, Drăganu.